ce înverzesc. Măi, măi, măi. Mă, vin flori. Mic dejun? Merge prăjutul. Merge, dar scos sapa mai asta. Salut, Alexonia. For you. Poftă mare, copii. Mulțumim. Farfurie. 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 Bună dimineața. Somnorase păsărele. Eu de la Alex e rupt scurt acolo, vezi? Alex, e rupt scurt, e țalta. Ce e ori de basket, ori ce e de jeans. Și-ai uitat că rupt-o. Alex doarme, nu... nu a observat. El a rupt-o, gata, deam și... deam și-o pus. Trebuie să-l cosim, să-l cosim. Bună dimineața. Ducem copiii la școală grădi și noi ne ducem la vilă. Ducem să facem niște lucrări. Mai curățăm vie așa pe care o avem. Sprășim căpșunile. Suntem la al treilea kilometru. Noi putem azi și nici nu mergem, că ne ducem la muncă. Ei, dar trebuie încălzirea să facem. Încălzirea, da. Ducem așa și în cald, deodată ne apucăm de prășit. Ducem să vedem, au mai crescut flori acolo, în parc erau flori. Da, și v-au ieșit să mergem să vedem ce a ieșit. Și mai este, poate trebuie vreun copacel de curățit, via și trebuie să o tai. Via și trebuie și niște haraj să luăm sau spunem doi stâlpi și cu sârmă să tragem, știi, că să o legăm da, pe urmă. Da, da. Noi să o curățăm, dar trebuie într-o zi de dus să o legăm. Ei, mergem amuierden și putem face? Azi nu m-am gândit să poate... Trebuie de la mana să luăm niște haraj. Da, la bunica acolo era nu acolo. Trebuie mult, vreți 10 haraj ajung acolo. E data viitoare. Da, data viitoare să ducem, că trebuie să de dus. Se încălzește și lucru... Se încălzește și acolo avem cireș, avem... nu știu ce mai avem. Și când el iese verzi și sacri, e foarte tare, îmi plac. Nu, trebuie să mâncăm când îți coapte, Sergiu, să avem și noi și verzi. Și coapte, dar verzele sunt gustoase, sacri, amari, mi-e eu plac. Eu nu m-am gândit, eu îi ghez coapte. Dar și la mana să avem, la mana avem perje, pruni și avem acolo. Nu știu, fel de porumbrieli, nu știu cum este. Acum tot sunt mulți pomi fructiferi. Da. Deja dar sunt și prunii de astea rotunde, sau roșii, sau verzi, sau albi, nu știu, dar care n-ar fi din ele, ele sunt foarte gustoase când îți verzi. Sunt acri, acri. Dar mie îmi plac când îți coapte. Ele sunt dulci, dar coaja e acrișoară. Să crește așa aici. E foarte bun compotul din ele, foarte bun. Da, da. Poate să facem compot. Poate, poate. Păi ce înverzesc. Păi când a fost ultima dată aici erau... Nu era tătuscat, da, da. Să vedem la noi și-o înverzit, și-o înflorit. Și-o înflorit, da, ești frumos. Măi, măi, măi. Avem flori. Flori? Ia, uși-s de multe și acolo, vezi, narciș. Așa, am sădit flori? A, asta au rămas rădășinile. Dar eu am crezut că n-ați fi nimic. Wow, și copășii, ia și frumoasă este. Și aici, uși la lele. Dar nu a ieșit încă la lele, știi, numai căpușul. Parcă ieși cu și de multe, wow. Hai să-i parcăm. Parcăm la umbră. Ce frumos. Nu-mi total. Numai păsările, s-au uit? Ia uite aici flora. Și la lele, uite câte la lele. Bine că a plouat, vezi, și s-a udat. Și ierbușoara crește. Da, da. Așteaptă să-i rup. Buchetele. Da, uite de multe. Dar trebuie prășit. Da, da, trebuie de prășit. Oh, și răcoare aici. Mic dejun. Micul dejun. Pizza, pizza, baby. Mmm, gustos. Ducem și-n beș. A, iau să risup. Ia că... Da, ești eu. Icătam și nu găsăm și am cumpărat altul. Lua-ți-o pereche. O să luăm și murături din beș. Mm-hmm. Așa? Da. Azi gen și mai este în grădină.
Și frumos să aud păsărelele în pădure. Ia. Ia. Asta peste câteva zile o să iasă. Da. Să-mi florească. Hai să vedem și este. Hai să ceva. Ceva e floare. Uh-huh. Ori trandafir, ceva e este. Și acolo mov flori. Trebuie să prășesc și mă mai frumos, știi? De jur împrejur, ne acar un pic. Mai mai. Ca fița de vie asta trebuie să o curăț. Da. Și apoi spunem un harac. Avem și acolo, am și ajungem și acolo. Da, uite ce la lege. Ai înțeles de multe. Da. Aici cine a trăit, a trăit o femeie, foarte cum se cade. Și eu am avut grijă de grădina asta. Așa că sunt flori peste tot. Fructe trebuie și bă. Dacă acolo se va ieși. Îmi pare că căpșuni erau. Erau niște, că avem niște căpșuni bune, da? Mm. Aici vecinii, ce pușoar acum. Frumos a pus. Dă-i stai și copac? Nu, se dau și frumos. Ia una, vezi? E căpșună. Ia o a doua. Trebuie mai decât aia să le lămuresc. Da, avem sapă cu șprășim. Ia ca așa și o floare. O floare și așa. Ia căpșună. Ia ca vie aici. Vie asta cu șa s-o curăț. Cât e așa? Sunt vreo 6-7 vițe de vie, dar groase și foarte roditoare. Erau, ți-ai minte, toamna și poamă era așa și struguri mulți. Nu știu ce fel de poamă, nu ți-am minte, dar tot gardul era plin cu struguri. Dar eu vroiam să aduc să descăpșun. Nu trebuie, gata, le prășesc pe astea, fiecare cu problemă. Da, spune-mi aici ceva, că trebuie un stâlp aici și acolo. Și o să trag o sârmă de care se legă. Să nu crească pe gard, că și gardul o să-l curăț. Și de așa uita mai devreme, așa la mai târziu. Să vede. Da. Așa? Așa frumos. Aici a doi. Cam într-un timp așa. Cam peste vreo lună, cum zici tu? Nu știu. Tu știi mai bine. Nu, sfârșitul mai, iunie. Poate să fie asta că e mai devreme. Așa la poate să fie mai târziu, iulie, august. Și acolo mai târziu, așa la vezi? Care? Primul. Da. E asta un pic mai târziu, tot are flori. Brăduțul. Foarte frumos ăla așa. Crește. Dacă o să fie ca acela, dacă îl lăsăm. Noi n-am arat, n-am săpat. Noi pur și simplu pe deasupra au curățit și rădăcinile au rămas înăuntru, înțelegi? Chiar dacă și aram, adică tot nu a găsit iasă. Așa că așa multe flori. Așa că îți vede că sunt rânduri. Adică au fost sădit frumos așa. Nou vecinii care din partea așa și de la vale mi-a spus că femeia care o trăit așa îi plăceau foarte mult florile. Să vede. Foarte frumos. Ne-am luat șorci și șlape. Da, eu papuci. Ne apucăm de treabă. Eu vreau să curăț via. Da, eu mă apuc întâi de căpcuri, ca pe urmă vreau să prășesc la flori. Aha, și-ți văd vreo crengi uscate, dacă sunt, să le tai. La copacea. Și gata, iar ce se plin cu apă. Da, o să mai poate uita o leapă căpșuna, știi? Da, asta e apă de ploaie. Nu știu de albini. Ia albinile bie o apă, ia. Ce fac? E cald. Așa ieșea flori. În partea asta și avem. Așa cușca care am stricat-o. Lemn de foc tare, e bun. Și
aici niște flori ceva. Așa liliac. Liliac, dar dacă nu l-am curățat toamna, iar asta trebuie de rupt. Asta trebuie de curățat. Iar asta deja e crânguță nouă. Nu știu dacă se vede, dar este uscat, trebuie curățat. Și avem și un nuc aici, foarte frumos. Toamna era foarte rodit și super. Super. Avea o crânguță uscată ca așa aici, încoace, și am tăiat-o. Dar așa e foarte roditor copacul ăsta, nucul. Și ăsta mai micuț tot. Merge prăjitul? Merge, dar scos apa mai ascuțit. De ca să o luăm și să o ascuțim și să o aducem data viitoare ascuțit. Astea sunt căpșuni, da? Așa, eu cred. Așa nu credem. Nu iau, te arată căpșună, nu iau. Da, arată, da, asta. Arată. Eu mă duc să mă apuc de vița asta de vie. M-am uitat pe YouTube la un tutorial cum se curăță. Este și uscată. Acum și o scurățăm. Asta o tăiem. Asta o tăiem. Dar aici să lăsăm așa în stânga și în dreapta. Dar trebuie cel mai bun variant, doi stâlpi și o sârmă de pus aici. Dacă e via, s-a dus pe gard. Să nu punem haraj. Vreun stâlp, poate așa mai scurt o spun. Doi stâlpi de fier să-i bat în pământ și să le cu o sârmă. Cel mai ușor variant, cred că. Acuși curățim, curățim. E că aici tot asta stăiem. De jos o stăiem, asta o tăiem. Aici le tăiem, asta în sus lăsăm. Cred că asta e tare greu. Burianul ăsta, nu știu cum ești. Trebuie ascuțit sapă. Da. Asta mai venim într-o zi. Da, avem aici apă, iar că asta e plină cu apă. Nu avem fântână aici. Avem în drum, dar n-o stâr eu din drum. Dar avem astea că au plouat și s-au umplut, aici sunt vreo două cuburi de apă, trebuie să fie mari. Și o să aduc pompă, am pompă data viitoare. Cu furtun, în priză și de acolo apă și cic, cic, cic. Am curățat vița de vie, e ca așa. Am udat-o, am pus câte o căldare de apă. Poate o să mai tai așa, să vedem. Data viitoare trebuie să aduc sârmă. Vreau să o leg și am turnat și o căldare de apă. Copașii am curățat. Copașii toți i-am curățat. N-avea el multe uscături pentru că toamna tot i-am curățat. Posibil săptămâna asta să iau un om cu motoblocul, să fac tot terenul cu motoblocul. Nu l-am mai arat eu toamna. Așa că să facem acum primăvara cu motoblocul. Deja la toamnă luăm ara. Mi-a spus o vecină că copaci care trăiește mulți ani aici, copacii ăștia fac cireșe foarte mașcate. Sunt copiii cum eram noi în copilărie, la bunica. În copaci, cireșe. Și am luat și două hamacuri. Ca să le aducem data viitoare și o spunem. Ori data viitoare, ori când a să venim cu copiii, a spunem unul că la copaci ăștia, unul la copaci ăștia. Așa la umbră. Hamac, culcat. Hai, gospodina, hai! Bravo! A să aduc data viitoare pompă și a să o dăm. Că cu căldarea am tărit trei căldări la vița asta de vie și nu interesant. Căpșuna? Da, vrem să punem și roșii, și castraveț. Așa, câteva curpeni de tăti câte o leacă, cum se spune. Și mâncăm sălățică la vară, din grădina noastră. Da, aici e căpșună, căpșună. Aici este. De asemenea, ne-a spus și de căpșună vecina că face mășcată căpșună. Adică cu timpul a venit de la vecin, e că vecinul are acolo căpșună și mășcat și cu timpul așa s-a mulțit și la noi.
Yes, yes. Și ăla și usturoi? A, da. Trebuie și usturoi, spunem, și ceapă, știi? Da, ne ducem hâtă-i. Ia. Ce este? Usturoi? Dar cum miroase, îl miroase, face așa. Ia și aici. Ce? Stai că nu... Sau e flori? Flori. Nu, nu-i flori, nu-i usturoi. Flori. Salut, Alexonia. Salut. Obosit? Da. La tenis poți? Mai poți? Da. Ei, asta înseamnă că nu ești tare obosit. Las că tenisul e bun. Sport bun. Am terminat, am venit, am fost și acasă și ne-am băit repede și am venit să-l ducem pe Alex la tenis. Pe urmă, ducem după Riancic și iar după Alex și acasă. Da. Yay! Yay! Și s-a terminat zi. Ai mâncat, Ciunea, la școală? Da. Ce ai mâncat? La cantină? Da, zeamă, tier, școarne și sos de mars. Oho! De tot. Nici noi n-am mâncat azi așa. Mâncat și azi înghețată. Ai, vedem dacă e. Dar și e cald afară. Cald afară, trebuie. Deja e april. For you! Salut, mămică. Hai, e una. Dar tu nu, voi nu mâncați de astea. Hai, ia să luați, că am ales de astea gustați. Aha, și cu sos iute. De suc de cașcaval. Cașcaval de suc. Asta ca tata să nu zică nimic, că am cumpărat decorațiune la cartofi. Ce ai cumpărat? Decorațiune cu grădou. De Paști? Pentru Paști, da. A. Cum la tenis, Alex? Super, super, da? Ariana, tu la grădini cum? Bine. Am avut un antrenor nou, 3 săptămâni, doamne Nicolae. Mhm. Am mâncat la terasă, singurii cu o sălățică. Mm. Pentru că te așteptam. Gustos, gustos. Ai găsit tot de Paște sau? Ei, eu multe ce am găsit, dar multe și aveam. Și să nu exagerez, am să iau în fiecare an câte o leacă, așa cum am spus. Mai adaug câteva. Eu multe și vreau, știi că așa las. E pentru că în fiecare an iese nou, nou. Gusturile se mai schimbă, dar noi avem foarte frumoase decorațiuni da, da. De anii precedenți și am mai așa... Sunt frumoase și multe, avem decorațiuni, da, avem. Da, avem și sunt frumoase. Pur și simplu la schimbă leacă locurile, am mai adăugat ceva. Am ajuns acasă și copiii au scos masa. Ați deschis sezonul? Da. Da? Nu faci așa iubiri cu... Cu măsuța se strică. Ua! Și cine câștigă? Noi nu facem așa, prea să ne mișcăm. A, știi să servească, Ariana, ai văzut? Să joace, nu știi, dar să servească știi. Bravo, Ariana! Stai, te-ai îndivăchet. Pălionice. Unde pălionice? Ei, păi în genoaș, mititil. Lasă-l să trăiască acolo. Ui, păsăriele, da. Hai. O, ce servire. Hai, hai, hai. Ce, nu vezi minge, Ariana, sau? Și mâncărica noastră. Mamica a făcut cartofi aici, da? Da. Ariana cu Alex a făcut pai. Am avut un ghet și o cățică de cărniță. La frigider. Ne-au rămas noi câteva zile în urmă în copt. Și carnea și asta, aceea e prăjită. Și le-am pus în cuptor și s-a încălzit și rece gustoasă. Uh-huh. Copiii au vrut așa, au spus și este în frigider. Da. Și bostonel prăjit că și n-a făcut, dovlecel. Eu am mâncat salată, așa că eu n-as mai mănânc. Eu pleris, cum spunem în greșe. Full, da? Full, da. Uh-huh. Poftă mare vouă. Mulțumim. Ce mai vrea? Alex, îmi vrea ketchup, tu? Ceva de băut. Da. Știi, compot, apă și poftă mare, copii. Mulțumim. Cum spui tu la farfurie, Ariana? Farfurie. Farfurie. Ariana spune farfurie. Mai mănânc poftă legume. Da, lasă că legumele sunt bune. Păi Ariana nu mănâncă nici un fel de sos. Da. Alex i s-a terminat ketchup-ul. Farfurie. Far. Far. Fu. Fru. Fu. Fu. Rie. Rie. Farfurie. 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 Farfurie.